Bun găsit din nou, sunt Grația Moldovan, începe Actual Regional. Două subiecte avem, doamnelor și domnilor, în această emisiune, la început de săptămână. Vorbim în prima parte despre ambulanța Cluj, unde a intervenit și ce cazuri a deservit în această perioadă de sărbători, în care, sigur, clujenii, cu siguranță ca toți românii, au mâncat poate mai mult în exces. Vedem ce complicații au fost, dar și alte lucruri extrem de interesante în prima parte. În partea a doua discutăm despre dietă, ce înseamnă să dăm kilogramele jos, ce înseamnă sfaturile de la specialiști, unde să apelăm, asta în contextul acesta al sărbătorilor pascale, în care am mâncat foarte mult, dar și al verii care vine, dar și al sănătății, de care întotdeauna trebuie să avem grijă. Așadar, mergem cu primul subiect. Alături de mine, în prima parte, domnul dr. Horia Simu, manager general, Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj. Bună seara, domnule doctor, mulțumesc pentru amabilitate. Bună seara. Și Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Domnul doctor va fi alături de noi 10 minute, pentru că va avea o ședință extrem de importantă. Noi vom merge după aia cu subiectul 2. Domnule doctor, vreau să vă întreb direct, câte cazuri ați avut în această perioadă? Unde ați intervenit? Și dacă ne spuneți așa, în județul Cluj, unde au fost cazurile cele mai flagrante, să spun așa, în urma mâncării în exces în această perioadă, de ce nu și a băuturii? Da, din păcate n-am fost ocoliți. Să știți că totul este proporțional. Aglomerația maximă la unitatea de primire urgență a fost la municipiul Cluj-Napoca, bineînțeles. Dar nu putem spune că n-au fost excese și la cabane, au fost excese și prin Dej, pentru că și acolo s-a sărbătorit Paștele. Poate mai puține ca anul trecut. Acum știți că noi avem cele două sărbători, odată sunt sărbătorile catolice și sărbătorile ortodoxe și greco-catolice. Poate s-o diluat un pic această concentrație. Dar oricum, față de o medie de 260-270 de solicitări pe 24 de ore, ziua de duminică luni, am avut undeva peste 350 de solicitări. Se respecte, să știți că nu există, nu se face pauză nici pentru accidentul vascular cerebral, nici pentru durerea toracică, nici pentru accidentul de circulație, ca și proporție cam la fel. Dar au crescut durerile abdominale, grețuri, vărsături, respectiv tot ce înseamnă mâncarea grea și chiar poate era bine să se înceapă cu dieta care ar trebui ca să nu avem zilele următoare acest lucru. Asta vom face noi în emisiune, domnule doctor. În partea a doua vorbim de dietă după această perioadă. Întâi am trecut pe la spital, pe la dumneavoastră, și acum începem să ținem dietă pentru sănătatea noastră, asta ca o glumă. Domnule doctor, cât de greu este pentru ambulanța Cluj, în acest context foarte bine precizat de dumneavoastră, pe lângă infarcturi și alte accidente vasculare extrem de grave, unde, sigur, intervenția trebuie să fie succintă, rapidă, vin și aceste probleme în care trebuie să vă deplasați sau cum se procedează la telefonic, rezolvați aceste cazuri, în general, ca lumea să știe? Da, este o perioadă în care, din păcate, medicul de familie lipsește. 2-3 zile e o perioadă în care nu se poate suna în altă parte. În momentul când sun pe 112, în funcție de întrebările, de simptomele care le spui și întrebările care se întreabă de către dispecerat, se clasifică urgența în așa numitul cod roșu, galben, verde. Bun, o colică biliară este foarte supărătoare. Este poate mai dureroasă decât, să zicem, o pareză sau un început de accident vascular cerebral. Pentru pacientul respectiv este cea mai mare urgență. Dar se dau și sfaturi la telefon, dar se și merge. Să nu uităm că am avut un precedent cu pandemia, în care nu erau colicile, nu erau grețuri, vărsături, dar erau testările. Testările masive solicitate de către cetățenii. Mă bucur că ați deschis acest subiect, domnule doctor, și vreau să vă întreb dacă mai sunteți solicitați pentru COVID-19, pentru testări, pentru lucrurile legate de această boală care practic nu a trecut. Dovadă e că încă se mai discută de ea și vedem situația din China, Shanghai-ul, care este în lockdown și mulți spun că s-ar putea să vină din nou un lockdown la nivel european. Sigur, să sperăm că nu. Cum procedați dumneavoastră în Cluj? Ce infrastructură aveți la dispoziție și cât de pregătiți sunteți după o experiență de 2 ani? Numărul de solicitări a scăzut. Să ne înțelegem, nu se merge la solicitare privată de recoltare. Se merge la persoana asimptomatică care trebuie să aibă febră, tusea în sine, durerile în gât sau contextul epidemiologic în sine de COVID, rudă sau venit dintr-o zonă epidemiologică cu COVID.
toate zonele Europei, vorbim de Europa acum, sunt cam verzi. Adică incidentele au scăzut foarte mult. Și la noi au scăzut foarte mult. Dar în continuare se fac recoltări. În continuare se raportează. În continuare apare un procent mic de pacienți pozitivi. Să știți că eu mă bucur de altceva. Gravitatea acestor infecții este mult, mult mai mică decât cele din valul 3, să ne aducem aminte, septembrie-octombrie anul trecut. Am înțeles. Deci, cumva, situația este bună. Oricum, ambulanța trebuie să fie pregătită, deși știți că la nivel național se discuta foarte mult despre intervenția ambulanțelor în aceste cazuri și lumea, pe undeva, vă blama pe dumneavoastră. Sigur, argumentele nu erau unele forte în contextul în care era o multitudine de cazuri. În acest context, acum încotro vă îndreptați atenția, care sunt cazurile cele mai frecvente la momentul în care vorbim, dincolo de COVID. Dacă există și COVID, vă rog să ne spuneți. Există și COVID, dar undeva, să zicem, 1-2%. Deci este foarte puțin, a scăzut foarte mult. Sunt valuri pandemice. Definiția epidemiei înseamnă număr foarte mare de cazuri pe unitatea de timp. Da, apar 10-15 odată pe oră. Apar 100 în 24 de ore. Din aceștia 140 trebuie să ajungă în spital. Blochezi niște paturi în spital. Vine ziua a doua, a treia, a patra, în care totul crește. E definiția pandemie peste tot. Ceea ce face China acum e o măsură, ce să zic, empirică, brutală, logică, până într-un punct, de stoparea unei epidemii, în care nu se mai ține cont de nimica. Am văzut chiar stai acolo undeva, niște atitudini de forță. Da, vă rog, vă rog. Exact, stai undeva, două săptămâni este mai mult pe, merge într-adevăr pe o atitudine de forță, în acest caz. Deci situația din acest punct de vedere în Cluj este una bună. Care este incidența de infarcturi și de alte astfel de boli, să spunem, de diagnostice extrem de grave la nivel de județul, la nivelul județului Cluj? În acest context să aflăm și noi cât de bine stăm cu sănătatea și să ne pregătim pentru partea a doua a emisiunii, în care vom vorbi că o alimentație sănătoasă înseamnă un echilibru interior și exterior fizic, ceea ce înseamnă o sănătate de fier și să nu ajungem să apelăm la ambulanță, deși acolo sunt profesioniști ca domnul doctor Horia Simu. Vă rog. Deci în primele 3 săptămâni, să zicem primele 21 de zile, au fost 270 de solicitări pentru durere precordială. Nu orice durere precordială înseamnă infarct, poate însemna o angină instabilă, poate însemna ceva la debut, care au trebuit să fie duse la spital. Ultimele 4 zile, 74. Deci media se menține undeva 8-10 solicitări pe zi cu internare în clinicile noastre. La ce categorie de vârstă? Vreau să aflăm categoria de vârstă, pentru că poate vom avea surprize să aflăm că sunt și tineri predispuși la infarcturi, la preinfarcturi, la accidente vasculare cerebrale. Din păcate, apanajul infarctului era undeva peste 45-50 de ani, factor de risc, obezitate, sedentarism, hipertensiune, era acest trio care influența unul pe celălalt. Această vârstă a scăzut în ultimile decenii și orice neurolog, orice cardiolog vă poate spune că vârsta la care poate să apară un accident vascular cerebral, care înseamnă vas înfundat la nivelul creierului, sau infarctul miocardic, care înseamnă vas înfundat la nivelul inimii, a scăzut undeva sub 40 de ani. Chiar 33, 34, 35. Bineînțeles, cu aceste comorbidități. Obezitate care începe de la 25-30 de ani, lipsă de activitate, statul în casă, la birou, munca de acasă, fără să faci și o activitate fizică, toate acestea concură. Să nu uităm că vasele noastre sunt ca niște țevi de canalizare. Se înfundă încet dacă nu avem grijă de ele. Mulțumesc, domnule doctor, pentru aceste sfaturi, pentru că ne-ați dat încă o dată o garanție că la Ambulanța Cluj sunt profesioniști, iar dacă clujenii au nevoie, pot apela, pentru că acolo dumneavoastră sunteți mereu prezenți, dar și pentru sfaturile extrem de importante date pentru clujeni și aceste cazuri care, sigur, ne dau fior reci când vedem că a scăzut vârsta la infarcturi și accidente vasculare. Mulțumesc, doctor Horia Simu, manager general Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj. Mergem la subiectul 2, doamnelor și domnilor, și discutăm tot în acest context, în această nuanță,
de a slăbi. Da? Dăm jos kilogramele, putem, sau am spus noi ca titlu, jos kilogramele, și ne întrebăm retoric dacă putem. E bine, cred că putem, suntem datori, pentru că și domnul doctor Horea Simu ne-a dat câteva sfaturi. Trebuie să facem mișcare, trebuie să apelăm la specialiști în acest context, care să vină cu cele mai bune sfaturi pentru noi. Dar cum îi alegem pe acești specialiști? Vom afla în această seară. Cum alegem ce să mâncăm pentru a nu deveni obezi, pentru a nu ne afecta sănătatea? Pentru că sunt foarte multe procente care arată că românii într-adevăr consumă foarte mult și sunt predispuși la obezitate, mai ales copii. Două specialiste avem în seara asta și le mulțumesc foarte mult pentru prezență. Este doamna Cristina Nașca, nutriționist, alături de noi în această seară, și doamna Ionela Stoian, terapeut nutriție. Bună seara! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Așa cum am văzut ce ne spunea și domnul doctor, au fost cazuri la ambulanța Cluj, cazuri în care ambulanța a intervenit pentru clujenii care nu doar au făcut excese de mâncare, ci și au probleme de sănătate, infarcturi, atacuri cerebrale. Doamna Nașca, care sunteți dietetician, nutriționist, ce sfaturi dați în primă fază românilor după această perioadă post-pascală în care, sigur, am avut un festin culinar, poate și alcoolic, și ar trebui să ne detoxifiem și să ne gândim la sănătatea noastră mai mult. Vă rog. Da, într-adevăr, așa se întâmplă la noi. Sărbătorile vin cu foarte multă mâncare, lumea se bucură de compania celor dragi și așa înțelegem să ne bucurăm așezându-ne la masă, ciocnind un păhărel și astfel simțindu-ne foarte bine. După festinul culinar de sărbători, este foarte important să trecem la o dietă oarecum mai light, care să conțină multe fructe și legume proaspete, să conțină proteine care provin din carne, care provin din ouă, din brânzeturi, dar să fie procesate cât mai puțin, și aici mă refer în special la carne. În ceea ce privește brânzeturile, este bine să fie alese cele care nu sunt fermentate, sunt mai mult brânzeturi obținute prin închegare, cum ar fi cașul, cum este mozzarella, cum este brânza frământată din caș, iar fructele și legumele să fie consumate proaspete, sub formă de salate și mai puțin sub formă de compoturi sau cu alți adauși. Doamna Stoian, dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, sigur, sunteți specialist, aveți foarte multe cazuri și există, de ce nu, să o recunoaștem, o modă în România de a avea un nutriționist. Unii își permit, alții nu, dar cu siguranță e bine să aflăm dacă nu avem posibilitatea să interacționăm cu specialiști ca dumneavoastră, măcar de la televizor. Care ar fi sfaturile pentru cei care nu își permit să meargă la ședințele terapeuților nutriție, la nutriționiști, sfaturile primordiale de la care să pornim atunci când spunem dăm jos kilogramele, care evident date jos odată aduc numai sănătate? Păi, în primul rând, ar trebui să zicem, trei aspecte să le avem în vedere. Echilibru energetic, și aici mă refer, de fapt, la o balanță între caloriile consumate aduse pe parcursul zilei din alimente și băuturi și caloriile utilizate de corp. Și apoi avem moderație și diversitate. În ceea ce privește moderația, de fapt, noi ar trebui să ne orientăm mai mult pe calitatea alimentelor și nu pe cantitate. Iar în ceea ce privește diversitate, cam fiecare persoană ar trebui să-și evalueze din când în când un jurnal alimentar în care să vedem, de fapt, care sunt alimentele care le consumăm, de fapt, cu preponderență și cel mai mult în modul de gătire a lor. Și aici, de fapt, chiar și o alimentație, să zicem, sănătoasă, dacă de fapt se bazează doar pe câteva alimente, duce, de fapt, în timp la o privare a nutrienților esențiali.
Vreau să vă întreb, pentru că există cu nume și prenume tot felul de diete, ce trebuie să urmăm? Și este o întrebare valabilă pentru ambele invitate și încep cu doamna Nașca. Acele diete care vin din afară sau trebuie anumite diete personalizate în funcție de pacient, să spun așa, între ghilimele? Dacă e așa și ce astfel de diete sunt, așa cum am spus, cu nume și prenume? Și va răspunde și doamna Stoian imediat. Vă rog. Părerea mea personală este că aici intervine diferența dintre un dietetician și un nutriționist. Dieteticianul care a învățat cum trebuie să trateze fiecare dietă în funcție de boala asociată cu care vine pacientul, trebuie să aleagă din alimentația acestuia și să introducă sau să scoată acele alimente care interacționează cu medicamentele pe care le ia. O persoană care este sănătoasă și care nu are patologii asociate poate să țină și o dietă valabilă pentru mai multe persoane, însă o dietă luată de pe internet, spre exemplu, o dietă care presupune reducerea numărului de calorii, consumarea a 3 proteine diferite pe zi, spre exemplu, să fie o pauză de câteva ore, 3-4-5 ore între mese, sau pot fi dietele intermittent fasting, dar toate acestea pentru persoanele sănătoase. Persoanele care au boli, este bine să consulte specialistul, să nu ia diete de pe internet și să respecte regulile pe care acest specialist le impune. Atât în ceea ce privește cantitatea, cât și în ceea ce privește calitatea alimentelor și mai ales frecvența acestora din alimentație. Doamna Stoian, și o să revin la doamna Nașca să ne spună în Târgu Mureș ce cauzalitate, ce multitudine de cazuri are, dacă sunt și tineri obezi care vin și ce metode aplică doamna Nașca în Târgu Mureș. Mergem la doamna Stoian acum să ne spună de pacienți, dar și de aceste diete, tot felul aduse din afară, găsite pe internet, spuse din gură în gură prin viu grai și le adoptăm noi, dar nu știm dacă ne face și bine și nu ne lovește la temelia sănătății noastre. O dietă, de fapt, nu ar trebui privită ca un regim de înfometare sau ca un regim alimentar. Ea ar trebui privită ca un mod de viață, ca un stil sănătos, echilibrat, în care, practic, să ne furnizeze energie pe parcursul întregii zile, indiferent de activitatea fizică pe care o facem. Și asta implică obiceiuri sănătoase, care nu le facem de pe o zi pe alta și se întâmplă în timp. Cea mai mare, să spunem, e de fapt că renunțăm și spunem că azi mănânc și de mâine voi ține dietă. Nu, practic, dieta trebuie văzută ca un stil de viață și ea trebuie începută doar în momentul în care persoana respectivă este decisă și foarte hotărâtă cumva să-și schimbe acest mod de viață într-o permanent, cumva. Și atunci, practic, dietele acestea, nu, ele să zicem că aduc efecte asupra scăderii greutății, dar în timp privează organismul de nutrienți esențiali și practic se creează efectul yo-yo, care de fapt a slăbit 10 kg și de fapt o să pună mai târziu 15 kg, pentru că nu am învățat principii simple de alimentație. Și totuși, și atunci, românii, doamna Stoian, se alimentau înainte fără a mai ține cont de toate aceste aspecte. De exemplu, astăzi auzim cu toții, și cred și că telespectatorii noștri, de gluten. Să ne ferim de gluten, sunt alergic la gluten, nu mâncăm pâine, pâinea conține gluten, doamnelor și domnilor, nu mâncăm pâine, ne îngrășăm, ne umflăm. E corect această frază? Ne îngrășăm de la pâine, ne umflăm de la pâine, de la glutenul din pâine și așa mai departe? Ceea ce înainte românii consumau pâine, cred că la fel de mult sau poate chiar mai mult decât astăzi. Cum vedeți dumneavoastră această situație și cum răspundeți la această întrebare? Pâinea și cerealele care erau odată, deci nu mai sunt calitativ
ceea ce consumăm în momentul de față. Și atunci, într-adevăr, o restricție a lor nu este necesară, dar de fapt aici trebuie văzut calitatea alimentelor consumate. Și atunci consumăm mai puțin, consumăm o pâine de calitate integrală, cu fibre, să nu fie pâine congelată. Dacă am putea să o facem acasă cu maia, este ideal. Și doar persoanele în care, într-adevăr, prin analize medicale au o intoleranță la gluten, doar atunci, într-adevăr, trebuie scoasă pâinea. O categorie, de fapt, pentru că pâine vorbim de carbohidrați și apoi vorbim de un carbohidrat complex și avem nevoie. În momentul în care scoatem pâinea sau scoatem orice altă categorie, ne privăm, de fapt, corpul de nutrienții care ni le-ar aduce. Și atunci facem, de fapt, chiar opusul. Cumva ne agravăm și ne complicăm modul de viață în care el ar trebui să fie simplu, doar pe moderație, diversitate și să ținem cont într-adevăr de echilibru acesta energetic între ceea ce consumăm și activitatea fizică depusă. Doamna Stoian, probabil vă referiți și la acest gest de a mânca cât e, ți intră în palmă, da? O pătrățică, să spun, de carne, cred că nu face rău, cât îți intră în podul palmei. Așa am auzit că se recomandă foarte mult, posibil că și e adevărat. Mergem la doamna Nașca pentru a vedea ce cazuistică există în Târgu Mureș, ce pacienți are și cum îi cataloguează și cum îi sprijină și îi ajută, evident. Paleta de pacienți este foarte diversificată, începând cu pacienții copii și terminând cu pacienții vârstnici care suferă de diabet sau boli cardiovasculare, hipertensiune, și aici intră hipertensiunea arterială. Fiecare caz îl tratez în parte, îi fac dietă personalizată în funcție de nevoile și de așteptările acestuia, dar ținând cont și de preferințele alimentare pe care le au pacienții, pentru că degeaba insiști să mănânce un copil un aliment care nu-i place și insiști astăzi, insiști mâine, insiști poimâine și te trezești că el minte și nu îl mănâncă sau îl aruncă și atunci, și atunci este foarte ineficientă dieta, atât pentru tine cât și pentru el. E foarte important să tratezi pacienții în funcție de nevoile acestora. Pentru că unele sunt nevoile unui copil sănătos și altele sunt nevoile unui copil bolnav de diabet. Și pentru că tot a vorbit doamna de pâine mai înainte, o mică completare aș dori să mai fac. Pâinea este și unul dintre alimentele care oferă sațietate. Și dacă îi propun unui pacient să mănânce la cină, spre exemplu o ciorbă sau o salată, pacientul care a fost obișnuit să mănânce foarte mult înainte, deci o cantitate relativ mare de mâncare, nu se va sătura cu câteva sute de grame de ciorbă. Peste 2-3 ore îi se va face foame și va apela la mici gustărici, mici snack-uri pe care inevitabil vor duce la creșterea cantității de masă adipoasă. Vor deveni depuneri în celulele grase. Deci avem și această cazuistică de copii care sunt obezi și cărora trebuie să le faceți un soi de dietă specifică fiecarei persoane. Vreau să vă întreb, vă rog să continuați. Sunt ce mai mulți. Din păcate, acesta este procentul. Vreau să vă întreb, doamna Stoian, când vedem aceste diete din afară, suntem tentați să le copiem, pentru că, să spunem, precursorii acestor diete sau emblemele acestor diete sunt persoane publice în afară, vedete și așa mai departe, pe care îi admirăm, de ce nu? Aceste diete sunt periculoase dacă sunt preluate pur și simplu și nu trec pe la un specialist sau, din contră, e bine să încercăm și așa, pentru că vorbeam că sunt mulți care sunt mai comozi și nu doresc să meargă la un nutriționist. Poate e și de rușine, poate că vor ști acele persoane că restricțiile sunt destul de mari și cu siguranță așa ar trebui să fie. Acum, dacă privim, de fapt, dietele acestea,
contează de fapt ce tip de dietă este în spate. Să zicem că nu toate sunt periculoase, dar unele într-adevăr, nu știu, diete foarte restrictive, normal că acelea ținute foarte mult nu fac decât... Vă dau exemplu, doamna Stoian, da, de o dietă. Mâncăm astăzi doar legume, mâine mâncăm doar carne, poi mâine mâncăm doar lactate și doar așa arată, să spunem, meniul nostru într-o săptămână și repetăm aceeași dietă. E ok așa? Nu știu dacă este ok. Într-adevăr, s-ar putea să se dea un restart al metabolismului dacă privim din punctul ăsta de vedere, dar pe termen lung nu ar fi ideal. Dieta, să zicem, echilibrată este o dietă simplă. Și atunci nu este complicată și nu este promovată de persoane, să zicem, publice. Este o dietă simplă în care nu trebuie decât activitate fizică, hidratare, trebuie să consumăm, să zicem, mai puțin decât necesarul nostru dacă dorim să slăbim și, într-adevăr, prin implementarea obiceiurilor sănătoase, dar acestea nu trebuie să fie, de exemplu, două diete sănătoase nu se potrivesc la mai multe persoane și atunci ea trebuie într-adevăr personalizată, cum a zis și doamna. Și atunci nu avem nevoie de fapt decât de schimbări mici și durabile în timp, mișcare, doamna Stoian, și pe dumneavoastră vă văd, și pe doamna Nașca, nutriționiști și dieticieni, terapeuți, fiecare cu meseria, dar în aceeași zonă sunteți ambele specialiste, arătați foarte bine, sunteți slabe, cum se spune, și cum ne dorim cu toții să fim, în general, când întrebe cineva, vreau să fiu slab și să arăt bine, nu mai spunem că vrem să fim și sănătoși. Vă întreb cum arată un meniu de al dumneavoastră într-o zi, cât de sănătos e, dacă puteți să-mi exemplificați și să sugerați și telespectatorilor TVR Cluj acest meniu, așa cum credeți dumneavoastră. Dimineața încep eu. Dimineața începem cu hidratare, așa, și atunci vorbim de fapt apă cu lămâie călduță. De ce lămâie? Pentru că lămâia alcalinizează corpul și atunci ne pregătește și digestia, care are loc între ora 5 și 7 dimineața, după care urmează stomacul și atunci este momentul cel mai prielnic, să zicem, de fapt după o jumătate de oră după această apă cu lămâie, să consumăm micul dejun. Și aici poate să fie ceva iaurt, chefir, aducem bacterii benefice organismului și poate să fie și cu o lingură de semințe de in, dar acestea trebuie măcinate. Măcinate de ce? Pentru că nu sunt digerate în mod optim. Semințele acestea mai pot alterna, de fapt, cu semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui și acesta poate să fie un mic dejun și cu două linguri, să spunem, de fulgi de ovăz integral. Doamna Stoian, mulțumesc. Mai avem un minut, să o lăsăm și pe doamna Nașca să ne spună partea a doua a meniului și cu asta facem și încheierea și concluzia. Doamna Nașca, vă rog. În partea a doua a meniului ne referim aici la masa de prânz, eventual la gustarea de după amiază și cina. Masa de prânz, după preferințele și nevoile calorice ale fiecărui individ, poate să conțină de la 200 până la 350 de mililitri de supă sau ciorbă, iar la felul 2 e bine să fie o proteină compusă dintr-un tip de carne, carne albă de pui, carne de pește sau carne roșie de vită sau de porc slabă și o garnitură de legume. Iar seara, la cină, este bine să se consume o salată. O salată din legume crude cu o proteină asociată. Și cu un pic de carne, probabil, nu? Sau un pic de carne, da. Da, eu spuneam carne așa pentru că toți vrem carne și zicem că ne oferă sațietate carnea, dar nu e așa. Dacă ne obișnuim cu o dietă sănătoasă, e bine, putem ajunge, doamnelor și domnilor, să mâncăm ceea ce ne spun cele două specialiste, ca la cină să mâncăm o simplă salată sau poate, de ce nu, un chefir și cu asta să dormim liniștiți. Mulțumesc enorm de mult pentru amabilitate, pentru sfaturile extrem de prețioase pentru cei care ne-au urmărit și de ce nu și
și pentru mine. A fost alături de noi Cristina Nașca, nutriționist, și Ionela Stoian, terapeut nutriție. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, doamnelor și domnilor. Vă aștept și mâine la Actuala Regional. Sunt Grația Moldovan, cu bine!